Mihai, de azi înainte vei domni peste sufletele neamului tău. Prezența lui este teribil evidentă în toate spațiile României. Știu. Dar cu ce preț, fiule? Cu ce preț? Mihai Voievodie în sine un domn mare. Fără mine nu puteți face nimic. Pentru aceasta, Doamne Iisuse Hristos. Planul lui era clar. Iartă-mă, măicuță. Mai pleca. Bine. Așa să fie vodă, Mihai. De 3 zile, lupta nu mai înceta. Se teamă? Pleacă și învinge! Este momentul în care Mihai pare să înfăptuiască un moment unic până atunci în viața românilor. Precum în ceruri, așa și pe pământ. Și am purtat atâta vreme acest război singur. Dorințele lui și ale țării. Acum se înșela. Acum se înșela. Când ești tânăr, ai vise. Vise mari.